După modelul deja consacrat, apar noi abuzuri legate de felul în care sunt selectați candidații la grupa mică. În prima zi de înscriere din sistemul public, unii părinți au fost întorși din drum de directori care au interpretat legea după bunul plac. De pildă, nu vă înscriem copilul la grădiniță fără adeverințe pe care să apară ce venituri aveți. Au existat însă și situații fericite în care solicitările au fost validate în doar câteva minute. Așa începe orice candidatură la statutul de preșcolar, cu răsfăirea Actelor. Un director e printre puținii care nu cer celebrul dosar cu șină, completează fișele după cum spune legea, direct în sistemul online, iar părintele pleacă rapid înapoi la serviciu. Pe cerere pot fi trecute până la trei opțiuni. Înscrierea are două etape, așa că cei respinși la prima grădiniță pot fi redistribuiți la următoarele. Dacă sunt mai mulți candidați decât locuri, au prioritate cazurile vulnerabile.